Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV cu o invitată foarte, foarte specială. Nici nu știu cu ce să încep această prezentare, pentru că sunt atâtea liniuțele și subpunctele care definesc o personalitate completă. Daniela Andreescu, bună seara, bun bună venit seara. La noi! Artist, aș spune, în primul rând. Artist, un artist venit la Brașov cu o expoziție frumoasă de pictură la galeriile Cronart. Brașovenii pot de mâine să vadă această expoziție. Dar când spunem Daniela Andreescu, ne întâlnim și cu un coach și cu un formator în domeniul comunicării. Ne întâlnim și cu un scriitor și am aici în față, pe masă, o carte. O carte cu totul și cu totul specială. Cum gătim realitatea? Eu m-am gândit că e vorba de felul în care împodobim realitatea pentru că ea să fie mai frumoasă, mai suportabilă uneori. Și am găsit, frunzărind-o, pentru că n-am avut privilegiu să o și savurez, foarte multe rețete. Ce vă definește până la urmă? Dacă ar trebui să spuneți ce e Daniela Andreescu, ce ați alege în primul rând din toate cele ce le-am zis și nu le-am zis pe toate? Toate au în comun dorința și dorința de a ajuta pe alții în ceea ce privește libertatea interioară. Deci se întâlnesc, e un punct de intersecție acolo. Și pictura, și cartea, și ceea ce lucrez cu oamenii, partea de comunicare și așa mai departe, coaching, toate sunt legate de cum îți câștigi, ceea ce pentru mine este bunul cel mai de preț, libertatea interioară. În exterior avem o mulțime de constrângeri. Dar și din perspectivă familie, da, însă cele din exterior sunt uneori, în ghilimele, obligatorii. Obligatorii în sensul că nu poți fără ele sau că e nevoie pentru a te întreține, pentru a face față societății. Deci e un conformism social cu care toți suntem de acord. Nu neapărat conformism, dar o regulă. Totuși nu trăim în junglă. Tema este că nu ne îngrijim de libertatea interioară, care ne-ar ajuta și în exterior să funcționăm ceva mai liniștit, senin și mai contribuitor într-un mod armonios la bucătăria vieții, pentru că tot avem acest titlu. Viața este o bucătărie. Trăim deci în colivii invizibile și în interiorul nostru, nu doar în sistemele acestea care ne îngrădesc, așa cum spuneați. Avem un job, avem un program, avem un ofișa postului, niște șefi deseori nesuferiți, niște targeturi, niște timing-uri. Deci tot felul de constrângeri. Desigur, însă depinde de fiecare în interiorul lui cum tratează, cum pregătește propriul suflet, inimă, suflet, minte sau cum vreți să-i spuneți, raportarea la acea realitate. De aceea, cum gătim realitatea este titlul. Nu doar cum o înfrumusețăm, o înfrumusețăm cu gânduri, cu emoții, cu convingeri, tot felul de păreri. Astfel, fiecare este, n-aș zice, să zicem, într-o colivie. Aș zice mai curând în cubul lui de realitate, în cutiuța lui de realitate, uneori ne ciocnim realitățile și mai sare câte o scânteie, câte un colț, așa. Pentru că au colțuri. Dar au dacă colțuri. Am fi niște bule, de ce spuneți cub și nu sferă? Știți aceea cu a gândi în afara cutiei, thinking out of the box. Suntem fiecare în cutiuța lui cu preponderent cu propriile gânduri, păreri și de prea puține ori suntem deschiși la a primi în aproape cutia celuilalt sau ceea ce vine deci de la celălalt. Deci colțuroși suntem până la urmă. Această imagine, a percepția dumneavoastră. Uneori. Uneori. Alteori suntem foarte rotunjori. Alteori suntem o bulă, suntem, un oricel, așa. Suntem fluiți și fluenți când suntem creativi și prietenoși cu celălalt. Deci nu neapărat numai colțuroși. Suntem cum ne simțim în interior, de fapt. Și asta este ceea ce leagă la mine pictura, coaching și tot ceea ce fac și scrisul. Și punctul lor de intersecție poartă un nume, Daniela Andreescu. De libertate. Am înțeles. Deci, cum gătim realitatea, cartea pe care eu am în față, un rețetar de spiritualitate pentru oameni sceptici. Și încep cu o întrebare sceptică. Există rețetă pentru suflet? Unul din lucrurile cu care mă confrunt când în grupurile cu care lucrez, în cursuri, este foarte mulți se plâng că primesc sfaturi. M-am săturat să mi se dea sfaturi. Și foarte atunci eu întreb, bun, primești un sfat, ce din interiorul tău te face să te simți obligat să-l urmezi, obligat să ai o părere? Toată lumea e liberă să dea sfaturi. Nimeni nu este obligat să le urmeze.
La fel cu rețetele. Dacă găsești pe internet sau oriunde niște rețete de bucate, te obligă cineva să pui mâna pe cratiță și să le faci? Nu. Le citești dacă vrei o faci bine, dacă nu, iarăși bine. La fel și cu lucrurile astea care se întâmplă inclusiv în zona de dezvoltare personală, spiritualitate. Abundă tot felul de lucruri și de rețete. Ne supărăm pe ele. Iar îmi spune ce să fac. Celălalt este... De ce ne supărăm când ni se spune ce să faci? Celălalt este liber să-ți spună și să-ți ceară ce vrea. Tu nu ești obligat nici să răspunzi, nici să faci cum spune. Ne-a rămas, din ce am văzut eu la majoritatea oamenilor, ne-a rămas acel reflex foarte adânc înrădăcinat de pe vremea când eram până în 7-12 ani, când la școală trebuie să răspunzi, părinților trebuie să le răspunzi. Trebuie. Acel tip de trebuie care pe vremea aceea, să zic că avea o justificare, era una autoritate, depindeai de ei foarte mult. Acum nu mai este același lucru. Ne-a intrat cumva în gen, în fibră profund și atunci reflex, dacă e cu trebuie, e cu nu. Sau de ce lucram la un moment dat cu cineva și îmi spunea, pun eu ce... și era o persoană și adultă și cu o poziție într-o corporație, ce bine, eu ce răspund la asta dacă mă întreabă? Zic, da, de când e om obligat să răspundă? Poți să-ți iei un răgaz să gândești, să-i spui acum nu vreau să sau nu pot să-ți dau un răspuns, văd mai încolo. Și da, măi, pot să nu răspund. Zic, exact. Asta nu înseamnă că ești nepoliticos cu celălalt, ci îți iei răgazul de a fi liber să-i dai un răspuns chiar neautomat. Altfel, suntem destul de mult pe pilot automat și prea puțin reflectăm și gătim un răspuns. Suntem creativi, ne permitem luxul, spun mulți dintre noi, să fie creativi. E pentru mine creativitatea nu înseamnă neapărat pictură, scris și poezii și lucruri de genul ăsta. Dar sunteți o privilegiată. Poate că da, dar pentru că am libertatea interioară de a o face. Pe care v-ați și construit-o în prealabil. Pe care mi-am descoperit-o, din punctul meu de vedere, există la toată lumea. Totuși să-ți permiți să o descoperi, să o explorezi, să vezi ce se întâmplă. Fără miză. Dacă aș scrie cu miza, eu trebuie să devin autor de succes și să am bestseller-uri și să câștig, și nu știu cu cât, deadline. Asta îți îngrădește starea și atunci e mai puțin probabil să fii liber în ceea ce faci. Niciuna din ele nu este o meserie, sau pentru unii poate fi o meserie, pentru mine eu o consider o trăire și o un mod de a exista în această viață sau în perioada de acum în care sunt viață. Iar eu consider că este un privilegiu, că nu tot muritorul are acces acolo, deși spuneți că potențialitatea există în fiecare nu dintre noi. Nu l-am avut până acum, deci până în 2008, deci nu este așa de mult, sunt aproape 10 ani. Deci la o vârstă matură ați început și când am descoperit că dacă explorez și altceva să văd ce se întâmplă, fără să am o miză de succes, sau de eșec. Și totuși ceva trebuie să se fi întâmplat în viața dumneavoastră, s-a declanșat, s-a prins scânteia. Ceva foarte simplu. Pur și simplu mă uitam pe geam, erau niște teme cu la serviciu, unde aveam un serviciu foarte bun și poziție și tot ce scrie de să bifează că e ok. La ok. La ok. Dar nu mă simțeam bucuroasă așa de felul meu. Și puindu-mă pe geam, mi-a venit gândul, zic, bun, următorii 10-20 de ani valizi până te, mă rog, ajungi cât mi-o dat Dumnezeu pe lumea asta. Următorii vreau să-i trăiesc ca până acum sau diferit? Și pur și simplu parcă s-a aprins așa un bec, o lumină, zic, nu mai vreau ca până acum. Vreau să fie diferit. Cum diferit? Nu știu. Și a fost o schimbare la 90 de grade, la 180 de grade. Cred că pur și simplu un pas în altă viață și în altă lume, deci încă o viață. Nici măcar în grade. Nu. Nu sunt grade, deci pe lume. Deci să... viață care nu înseamnă, ceea ce nu înseamnă că am lăsat experiența dinainte, desigur folosește experiența de a lucra cu oamenii, de a fi în preajma oamenilor. Erați cu bagajele când ați sărit, sigur. Practic le-ați luat. Plus, 2 ani m-am pregătit cu cursuri de coaching, de formare în comunicare și așa mai departe, deci n-a fost de azi pe mâine, gata, eu fac altceva, las tot și... Deci nu sărit sau mers pe sârmă fără o plasă de siguranță. E nevoie să te pregătești pentru a nu fi un... Cum să zic? Pentru a fi profesionist bun în ceea deci ce faci. Practic, ați spus, vreau următorii ani să fie altfel și ați început să învățați. Da, da. A fost un moment zero, de fapt, da. Acela în care ați spus vreau de să fiu... De pregătire, de formări, de recalificare, ca să spun așa, coaching, mi-am schimbat și profesia. Da. Ce ați făcut înainte? Deci facultatea la origine, acum nu spun câți ani, filologie.
Deci, după care am era zona într-o... umanistă totuși, era. Apropo de dimensiunea asta creativă, de faptul că sunt scriitor, altceva. Dar cu totul altceva cu totul decât altceva. Coaching, un domeniu modern, trendy, sună bine, ne place să rostim, nu prea știm ce înseamnă exact, un antrenor de viață. Este o meserie separată și diferită de cea de psihologie, consiliere psihologică, cea de trainer sau formator. Deci, ca și coach, este un anume tip de însoțire a celui cu care lucrezi, în care el își descoperă în interiorul lui ceea ce dorește să facă, schimbă, gândească, fie că e vorba de viață, de carieră, uneori chiar pe business. Multă lume, ce bine, ești coach, stai și pui întrebări. A asculta și a pune întrebări într-un mod profesionist. Întrebarea aia care declanșează resortul schimbării, care declanșează optimizarea. Care declanșează o înțelegere la celălalt, schimbarea o face fiecare pentru el însuși, deci nu e pe bază de sfaturi. Însă a pune întrebarea la momentul potrivit, în modul potrivit, s-ar putea să fie... Da, e întrebarea aceea răscolitoare care îți creează niște nopți de insomnie, niște frământări. Sunt mulți care vin, de exemplu, cu care am lucrat și spun da, vreau să promovez, vreau mai mult răspundere și un lucru de genul ăsta. Prin întrebări află că, de fapt, nu despre aia e vorba, ci are nevoie de recunoaștere într-un anume fel la serviciu. Poate să facă pentru ceea ce vrea de fapt și nu pentru ceea ce îi se pare că ar vrea. Ceea ce e mult mai ușor. Deci pentru mine a nu face efort mai mult, a munci mult este excepțional, dar nu cu chin, nu cu acel tip de efort care te aduce la burnout și acasă nu mai ai timp de nimeni. Cred că mutilează, sufletește, îți răpește bucuria. Consumă energia într-un mod care nu totdeauna e... poate fi folosită și diferit. Asta nu înseamnă a nu face și nimic. Și totuși mulți trag așa și ajung la acel burnout. Sunt istoviți, dar vrei să arăți bine, vrei să pari fresh, vrei să performezi, sigur. Vrei să stai la serviciu mai mult decât colegul, pentru că și el stă 12-14 ore și acolo stai și tu. Acolo e o rețetă care îi spune pilaf de dorințe cu sos alb. Deci avem atât de multe dorințe, uneori concurente, și sunt niște lucruri spuse în carte despre cum gestionăm dorințele concurente, simultane, că la un moment dat trebuie să alegi. Păi da, că aș vrea și să arăt foarte fresh și să fiu foarte performantă, să fiu și o mamă bună pentru copilul meu, dar stau prea mult la job. Desigur, desigur. Și poate fi găsit un echilibru și dozat, dar cât de liber ești să o faci? Că dacă depinzi de toate într-un fel în care te consumă, s-ar putea ca mâncarea finală a realității tale să fie un spanac, un cel. Să fie ceva care să nu te hrănească, ba din contră, să-ți producă indigestie. Deci, o ciulamage. Cam cu ce să spun că ar fi. Eu încerc să mă gândesc sau încerc să gândesc nu pozitiv în sensul că văd că lucrurile arată negru și eu spun că sunt roz. Dar să văd cum pot să gătesc realitatea în care sunt astfel încât să fie mai hrănitoare în primul rând pentru sine, astfel încât să poți fi de ajutor și celorlalți. Când ești nefericit, eu nu cred că poți fi nici mamă bună, nici un angajat performant, dacă tu suferi și ești într-o ciorbă de tristeți sau în furie naspic. Ciorba de tristeți, dați și antidotul? Sau doar îi descrieți rețeta aici? Să știți că un antidot la toate, sau antidot, o modalitate de a privi diferit este să văd ce trăiesc și să hrănesc partea din mine care mă ajută, care poate să-mi fie utilă în ceea ce fac. Să identific, e o ciorbă de tristețe aici. Păi avem atâtea tristeți, tot felul, toată ziua. La un moment dat se face o ciorbă, deci nu mai știi care e ce și din ce. Din trecut, impresii despre viitor, sunt triste pe acum, despre ce o să fie peste nu știu câtă vreme. Deci chiar este o ciorbă. A fi trist curat... mi se pare un lucru foarte bun, e o emoție deci, extraordinară. Deci când ești trist curat. Trist curat înseamnă să știi ce trăiești, să-ți îmbrățișezi și să chiar să accepți acel sentiment pe care l-ai. Suntem oameni, nu putem fi, nu putem, putem, dar nu e sănătos. Neutri, indiferenți, asta nu e a fi om. Dar și normal să fii trist când treci printr-o pierdere, când chiar se întâmplă lucruri. Cei care nu sunt triști când trec printr-o pierdere au o temă. Deci o patologie. E firesc să fii trist. Și nu să tot timpul ciorba bucuros. De tristețe, și deci... nu tot timpul bucuros. Nu poți fi tot timpul bucuros. Imaginați-vă, toată viața să fii tot timpul acolo sus, pe vârf de val.
n-ar arăta bine nici așa. Nu e bine. E iarăși un exces. Furie naspică avem iarăși mulți dintre noi. Furie pe care nu poți elibera deseori, trebuie să strângi din dinți și să faci frumos. Chit că ai avea probabil cele mai ucigașe gânduri în străfund. Chiar ucigașul, mi-asum cuvântul. Un secret al acestui tip de bucătărie, care poate fi aplicat de fiecare, așa numai auzind tema și invit să exploreze rețeta, este în momentul în care ești furios să te întrebi ce este de fapt în spatele furiei. Furia e un ecran, furia, iritarea, enervarea. În spate este fie o tristețe, fie te simți nedreptățit, fie respins. Deci întotdeauna e un sentiment mult mai greu și care te doare ceva mai tare. Acolo trebuie răcâit și e mult mai simplu să te înfurii decât să vezi ce te doare de fapt. Te înfurii, dar tu de fapt ești extrem de nefericit din alte... De obicei din alte de tristețe sau te-ai simțit respins sau nevalorizat. Neînțeles. Sunt dureri mai adânci și atunci e cât o vâlvătaie de furie care de fapt îți acoperă să nu te doară mai tare altceva. Văzând ceea ce trăiești de fapt și împăcându-te cu tine și simțind acea emoție, furia automat scade pentru că te asculți, te auzi. Altfel nu ne prea auzim. Trecem peste noi înșine și pentru cât ceea ce trăim. Cât știu să asculte din experiența dumneavoastră de coaching? În mod automat, eu nu știu să știe cineva în mod automat, adică prin deci educație. De la sine, asta nu vine în gen. Deci nu e vorba de... Și nici n-am învățat în anii de școală, în învățământul nostru clasic. Nu știm. N-am învățat, pur și simplu. Am învățat să vrem să fim ascultați, dar nu știm cum să ascultăm ceea ce ni se întâmplă și nouă. Celălalt nu știe deci să ne asculte. Vrem ceea ce nici noi nu putem oferi altuia. Nu am învățat. Deci eu nu mi-aduc aminte să fi știut să ascult cu adevărat până acum vreo 10 ani. Decât ca profesie, să zicem, erai obligat să asculți cumva. Dar nu, e de învățat. Și primul pas pentru a asculta este să taci. Ceea ce vorbit un paralel, cel puțin în culturile latine, este să taci foarte interesant. Ca să-ți răsune gândurile, să se facă auzite. Să taci ca să asculți. Deci inclusiv să taci în interiorul propriei minți, nu taci doar din gură, ceea ce nu e suficient. Să nu te duci nici după propriile gânduri, chiar să le asculți pe celălalt ce spune, să-l primești. În fel de a întâmpina, de a-l pofti în interior pe celălalt, ascultându-l. Deserturile parcă îmi plac mai mult, papanași, picanți, cu încredere. Da, încrederea este una din temele pe care o aud foarte des la mulți dintre cei cu care interacționez. N-am încredere în mine. Păi n-avem cum să avem încredere n-avem, în noi. Dar de ce am avea? Păi dacă de mici ne-am spus, nu ești bun de nimic. Xulescu, uite câteva, uite că ea numai 10, uite ce frumos, ce deștept, ce de vreme acasă este. Sigur. Și tu? Și atunci, cu acum iubire ca adult, mi s-a spus, da? Desigur, cu iubire și fiecare cât de bine s-a priceput. Dorind să ne stimuleze. S-au crezut căuci la vremea respectivă cei care sau au făcut asta. Sau valorizări prea mari. Ești bun, ca tine nu e nimeni, toți ceilalți sunt la pământ. De nici sindromul puiuciorii nu... Nici ăla. E un alt exces. Acum că aduți, ai libertatea să evaluezi tu. Deci dacă cineva îți spune nu ești bun de nimic, e dreptul lui să-ți spună, e dreptul lui să vadă așa. Apropo de ce vorbeam mai devreme cu realitățile, el așa vede, e ok. Eu mă uit la mine, la ce sunt bun? Păi la asta sunt, asta mi-a reușit, deci nu e nevoie ca încrederea în mine să depindă de părerea celuilalt. Nu înseamnă că ignor părerea celuilalt. Mă uit la ea, ca la un fel de mâncare. Ca la o rețetă. O fac sau nu fac? Dar sau ca la un fel de mâncare. Îl adulmec, îl gust, nu-l gust, să văd cum e. Nu refuz din start. Dar nu înseamnă că mă las definit, asta e conceptul ca și aplicare practică, nu mă las definit de privirea celuilalt. Pur și simplu. Mă uit și încerc să mă ajut pe mine și aici mai mi se pare mie important, noi depindem foarte mult de miză. Reușesc sau nu reușesc? Așa am învățat când eram mici. Jucăm la ruletă aproape. Cu gândul la cine ați scris această carte? La cei pe care, cu care ați lucrat? La cei care încă nu s-au descoperit? În subtitlu este rețetar de spiritualitate pentru oameni sceptici. Suntem toți acolo, mai mult sau mai puțin. Puțini au evadat ca dumneavoastră. Foarte mulți oameni își adoptă un fel de a crede, niște convingeri și se țin cu dinții de ele într-un fel în care îi împiedică să mai
caute altceva, să mai fie curios, să mai exploreze. Scepticismul, în sensul pe care îl folosesc în carte, este a suspenda judecata și a explora, a încerca să vezi cum poate fi privit lucrul respectiv diferit. Are legătură cu ascultarea, cu relațiile între oameni. L-am catalogat, ăla e într-un fel și atunci nu mai pot să-l mai văd proaspăt. Deci vă adresați celor sceptici, celor care din start nu s-ar îndrepta către așa ceva, care zice, ce poate să-mi spună doamna aia? Să fie liber să ce nu se îndrepte. Ce să-mi văd eu de la doamna aia care și pictează și scrie și... Nu-i nevoie să îndrepte. Cine este tentat se va îndrepta. Cine nu, eu n-am o miză. E un titlu de marketing? Așa am simțit partea de scepticism. Mulți au, mă rog, mergând în direcția spiritualitate, în sensul acela, cred pur și simplu și cu tot felul de lucruri, unele sănătoase, alte mai puțin, sau cealaltă tabără, nimic nu e adevărat și nu, tipul gică contra. Toma necredinciosul, da, sau gică contra, așa. Da. E, a fi sceptic în sensul ăsta este a fi pe calea de mijloc și a vedea ce e acolo, ce e acolo, ce e bun pentru mine și a avea un scop. Pentru mine scopul este cum sunt liber interior ca să pot fi eu fericit pentru a fi de folos celorlalți. Nu poți să fii de folos dacă tu ești închistat, foarte fixat, închistat și fără deci această libertate de a practic, gândi. Practic, sunt o mulțime de rețete acolo. Deci fiecare dintre ele e o rețetă de libertate. Dintr-una din perspective. Dintr-una cum din eliberezi, de exemplu, de ideea asta că totul e greu. Deci ar fi ușor? Greu sau ușor e o etichetă. Cum poți să privești diferit? Lucrul e exact așa cum e. Ce fac cu el? Pahar e jumate plin sau jumate gol? Nu asta e tema. Tema e, mi-e sete și beau sau nu mi-e sete și beau? Deci sunt foarte multe dualități în care ne-am învățat, doar ieșind din ele. Să ieșim din șabloane. Aceste șabloane. Cu blândețe. Dar cu blândețe. Și nu dintr-o dată. Așa frumos bucătărim la foc mic, da? Foc mic. Perpelim. Cu atenție. Perpelim, da. Mărunțim și în final integrăm. Noi așa avem aici o copertă frumoasă și înțeleg că tabloul este în expoziție mâine. Îl putem vedea, îl putem admira, dar îl putem și achiziționa. Acest tablou sau acesta nu. Deci este fragment din tabloul respectiv. Acest tablou nu este dăruit editurii Herald, care mi-a publicat și această carte. V-a crescut fiecare copil în parte. Da, cele 6 cărți sunt toate publicate la toate ei. Toate sunt în aceeași linie, toate cărțile dumneavoastră. Penultima, cea dinainte, se numește Acvariu din Ocean, Mindfulness ca stil de viață, deci este pe partea de atenție conștientă și tot lucru de dezvoltare personală. Deci toate cărțile sunt pe dezvoltare personală și spiritualitate. Spiritualitate pentru mine înseamnă cum faci să faci alegeri din ce în ce mai conștiente. Deci nu are legătură cu partea religioasă. Asta fiecare își o alege pentru interioritatea lui. Și cum poți să fii mai atent pentru ca ceea ce alegi să fie mai bun pentru tine și pentru celălalt. Și mai sunt alte cărți, tot la ei, cum traversezi un curcubeu sub pomul de scorțișoară. Da, toate sună foarte frumos, toate au rezonanță ușor gastronomică, văd. Aromată. Aromată, ca viața. Cu siguranță, așa cum este viața, ba spicy, ba dulce, ba cu aromă de vanilie, cu ce ne place la fiecare. Deci o bucurie de suflet mâine la acest vernisaj, se va vorbi și se va vorbi frumos, se vor privi aceste picturi minunate. O întâlnire de suflet la care îi poftim pe Brașov, deci galeriile Cronart la ora 17:30 și va fi deschisă până pe 19 mai. Și câteva zile după aceea avem de asemenea prilej să trecem pe acolo, să ne bucurăm sufletul, să găsim și cărțile dumneavoastră, sunt toate acolo. Libris și librăria Arteo Iosif s-au ocupat și vor fi și din cărți acolo. Am înțeles. Acum să-mi spuneți puțin încă ceva la final despre acest antrenor de suflete care sunteți. Cine sunt cei care vin spre dumneavoastră? Sunt oameni foarte inteligenți, cu un anumit grad de cultură, sau sunt din toate păturile sociale și toate nivelurile intelectuale? E o chestie de fiță? Pentru unii poate fi privită și așa? Gama este extraordinar de largă. Trebuie să vină și din snobism la un moment dat. Dar la mine. Dar venind, deci nu la mine. Mă gândesc că mi-e rău până la urmă. Vin din snobism, dar mă descoper și pot să mă duc și fiindcă de bine.
să ai un coach, nu? Sigur, dar meseria aceasta depinde foarte mult și de om. Deci un instrument important este cum e profesionistul respectiv. Persoanele cu care lucrez și acum fac mai mult cursuri decât individual, sunt oameni care au ajuns într-un impas, dar după ce au lucrat mult cu ei înșiși, sunt foarte stabili ca nu identitate. Sunt începători, să spun așa. Sunt stabili ca identitate. Deci dacă nu ești stabil pe identitate și nu ai o personalitate formată, e mai dificil să faci schimbări mari. Uh-huh. Ești puțin mai... Deci sunt deja descoperiți cumva, nu s-a sedimentat încă. Da, sau se împiedică de tulbureala. Ceva. Tulbureala. Eu sunt mai challenging. Și știu deja cine sunteți. Nu e o tatonare din asta, ai să încerc. De obicei pe recomandări. Vi s-a întâmplat să refuzați? Mă gândesc, să simțiți, nu știu, o vibrație negativă, un negativism până la urmă, o vâltoare de răutate, nu știu cum. Și să spuneți, nu pot lucra. Nu mai am acest tip de filtru, nu-l mai am. Pentru mine important e simt că ceea ce ofer eu poate să fie o valoare pentru celălalt sau nu. Deci tot e pe bază de ce-mi imaginez și de realitate. Uneori mi-e clar că ceea ce ofer eu nu e potrivit pentru persoana respectivă. Asta nu înseamnă că persoana are o problemă. Sau că aveți dumneavoastră. Coach. Eu nu știu despre mine. Deci doar de mine. Nu știu, poate să am. Asta înseamnă că poate să lucreze excepțional cu altcineva. Deci depinde de cum simți persoanele. Acum fac mai mult. Există boli și bolnavi, există oameni, fiecare unic și superb. Oricum suntem în această unicitate. Oricum acum mai mult fac cursuri și cursurile sunt de comunicare sau mindfulness, partea asta de prezență conștientă și cum ești tu mai liber interior. Mi se pare că îi formează bază pentru orice altceva. Dacă nu ești suficient de prezent în propria ta viață, te învârți în concepte despre tine și descoperirea de sine nu știu cât practic te avansează. Trăiești. Nu ești și nu te avansează. În vizită în viața ta. Ce caut eu în viața mea era o melodie da, celebră, o care foarte profundă de altfel. Mâncarea preferată. A mea? De aici. Libertatea e în toate rețetele, într-o formă sau alta. E ingredient. Libertatea interioară. Libertatea interioară. Adică la salata de înțelepciune? Plin și librăriile și cărțile și peste tot, de tot felul de înțelepciuni. Ce aleg din ea ca să fie potrivit pentru mine, ca să mă ducă în scopul despre care vorbeam mai devreme? Armonia cu sine și cu lumea din jur. Eu aș alege realitatea crudă, că e crudă, ce să-i fac, dar cu sos de gândire magică mă gândesc că deja am gătit-o bine de tot. E un amestec, poate fi interesant, totuși să nu rămâi în crud sau în magic. Mm-hmm. Nu e bine nu nici știu așa. Ce gătești. Extremele... Rămân extreme. Nu sunt bune. Calea de mijloc, așa mai bine asesonat și de acolo și de acolo s-ar putea să fie mai interesant. Și varietate, nu? Și varietate, asta ne însemnând plictiseală, ne însemnând lipsă de gust, ne însemnând a fi tern și fără emoții. Unul din exemple care îmi place mie foarte mult să-l dau, pentru că și pentru mine a fost foarte clar și mi-a folosit. Cum faci să fii senin, așezat și liniștit, în timp ce te enervezi? Că uneori te enervezi. Cum poți să nu te destabilizezi în timp ce ți se întâmplă acest fenomen care e absolut natural și uman? Cum faci să nu te duci pe traseu enervare și să rămâi în stabilitate, să ai mai multă prezență încât să vezi ce aleg în momentul ăsta? Să vorbesc calm, să ridic tonul, să... Ce se cere ca eu să fiu ok și să fiu ok și pentru lumea cu care interacționez? Și orice MasterChef spune, degeaba totul dacă nu e dragoste. Și despre iubire, dragoste, câte ceva pe aici pe acolo. E ingredientul, e inimioare aromate, supa de inimioare aromate. Dragoste e fie sub formă de atașament, fie prietenie, fie... Dar iese rețeta fără dragoste? Iese bine? Nu știu ce înțelege fiecare prin dragoste. Fiecare înțelege câte ceva foarte special pentru el. Nici o rețetă, cred eu, nu iese fără o atenție binevoitoare și o atenție și față de tine și față de celălalt. De calitate, nu doar... Da. Pentru că pentru mulți, într-adevăr, dragoste e un cuvânt, e o formă, dar nu prea știu conținutul. Cum îl aplici? Nu pot defini conținutul. Cum așa îl aplici? E. Cum trăiești în viață acest lucru? Că pot să-mi iubesc copilul și să-l bat. Eu nu sau știu. Să-l drum pe un drum greșit, să-i fac rău. Din iubire, nu știm. Cum spuneam. Deci important e cum gătesc de fapt acea iubire, sub ce formă o ofer, căci o trăiesc în interior. Pot să o ofer sub formă de gest, de vorbă, de privire.
cum fac lucrul ăla. Mulțumesc din suflet pentru prezența în această emisiune. A trecut ca o clipă, deci cum gătim realitatea? O întrebare la care vă răspunde mâine și personal invitata mea din această seară. Spuneam că este vorba de un artist, de un artist plastic și expoziția este găzduită la galeriile Cronart. Este vorba de un scriitor, este vorba de un coach, este vorba de un formator în comunicare, iar la intersecția tuturor, spunem Daniela Andreescu, invitata mea din această seară la Mix Actual, la Radio Brașov și la Mix TV. Mulțumesc încă o dată din suflet. Și eu mulțumesc. O seară excelentă tuturor. Poftă bună!